Bună ziua, bine ați venit la Caravana Bani pentru Antreprenori, organizată în cadrul proiectului Succes, un proiect finanțat din Fondul Social European, pe care îl implementăm în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Neamț, noi fiind Innova Project Consulting din București. Suntem o firmă de consultanță specializată în consultanța de management în sprijinirea dezvoltării mediului antreprenorial din România în general, cu focus pe partea de dezvoltare durabilă, mai exact întocmirea raportărilor non-financiare de către firmele de interes public cu peste 500 de angajați. În cadrul acestui proiect, așa cum vă spuneam, suntem parteneri. Este vorba de un proiect care se implementează în perioada 14 ianuarie 2018, 14 ianuarie 2020, dacă nu mă înșel, da? 2020. Am uitat și perioada. Deja lucrăm de câteva luni în cadrul acestui proiect și am avut atât de multe activități încât am pierdut și șirul. Proiectul se implementează în regiunea de dezvoltare Nord-Est. Județele eligibile pentru a beneficia de operațiunile din cadrul proiectului fiind Botoșan, Suceava, Iași, Vaslui, Bacău. În fiecare din aceste județe au fost organizate, s-au organizat câte un număr de 6 caravane. În prezent organizăm caravana în Onești, este a doua caravană pentru județul Bacău. Scopul acestui eveniment este să vă transmitem informații despre activitățile proiectului, despre cine este eligibil să participe și de ce anume ați putea beneficia în cadrul acestui proiect. În cadrul acestui proiect pot participa persoanele cu vârsta de peste 18 ani care doresc să inițieze o afacere non-agricolă, mare atenție, deci activitățile pe care doriți să le finanțați trebuie să fie non-agricole, în mediul urban din regiunea de dezvoltare Nord-Est. Deci asta înseamnă că firma trebuie să-și desfășoare activitatea în mediul urban. Ce mai avem? O altă condiție este ca persoana să aibă domiciliul sau reședința în mediul urban sau rural într-una din localitățile din această regiune de dezvoltare. Pot fi angajați, șomeri sau persoane inactive. Când vorbim de persoane inactive, includem și elevii sau studenții cu condiția să aibă peste 18 ani. Dacă cumva persoanele care doresc să participe la acest proiect au între 18 și 24 de ani și nu sunt în niciuna din formele de învățământ și nu sunt nici angajați, atunci nu sunt eligibili, chiar dacă sunt șomeri. În schimb, dacă sunt studenți sau dacă sunt elevi și au între 18 și 24 de ani, atunci sunt eligibili. De ce? Pentru că pentru această categorie există alte proiecte care îi pregătesc pentru a accesa fonduri europene. Așa, persoanele care au minim studii medii, deci ca să pot să participi în cadrul acestui proiect, trebuie să ai minim studii medii, este și una dintre condițiile de a putea participa la activitatea de formare pe care o organizăm în cadrul proiectului, fiind vorba de acel program de dezvoltare a competențelor antreprenoriale. Și dacă vă înscrieți în cadrul acestui proiect și doriți să participați la cursurile de formare, de exemplu, nu veți putea beneficia de activități în cadrul altui proiect similar. De ce vă spun acest lucru? Pentru că în regiunea Nord-Est se implementează în această perioadă un număr de aproximativ 24 sau 25 de proiecte care prevăd același lucru, stimularea mediului antreprenorial din această regiune prin finanțarea unui număr de startup-uri. Prin urmare, există mai multe parteneriate care vin cu o ofertă asemănătoare cu ceea ce vă prezentăm noi astăzi. Alegeți-vă atunci cu grijă proiectul. Dacă doriți să veniți la noi în proiect, atunci rămâneți cu noi până la capăt.
ce v-am spus, persoanele care nu sunt încadrate în categoria NEET. NEET sunt persoanele not employed, not educated, adică persoanele care nu sunt în nicio formă de educație, nu sunt nici angajate și au vârsta aceea între 18 și 24 de ani. Selecția grupului țintă se face printr-o metodologie care există, este publică, o găsiți pe site-ul proiectului antreprenoriadesucces.ro, o găsiți și pe site-ul Camerei de Comerț Neamț, care este liderul acestui parteneriat. Este destul de simplă, acolo veți găsi efectiv formularele pe care trebuie să le completați și pe care în mare parte le aveți și în mapa pe care ați primit-o. Pentru a vă înscrie, pe de-o parte, în grupul țintă al acestui proiect și, în același timp, dacă doriți să vă înscrieți la cursurile de formare. Condițiile de eligibilitate pentru a putea participa sunt fix cele pe care vi le-am menționat până acum. Nu sunt deloc grele. Etapele proiectului sunt trei mari etape în cadrul proiectului. Este etapa de formare profesională, care se implementează în primul an de implementare, exact în anul 2018, care prevede organizarea unor cursuri de formare pentru instruirea a 350 de persoane în vederea dezvoltării competențelor antreprenoriale. Cursurile au o durată de 42 de ore, sunt autorizate ANC, adică Autoritatea Națională de Calificări. Acest lucru înseamnă că puteți să primiți la sfârșit o diplomă, dacă absolviți, evident, veți primi o diplomă, un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației pentru participarea la acest curs de competențe antreprenoriale. Cursul, așa cum v-am spus, are o durată de 42 de ore, asta înseamnă undeva între 4 și 6 ore pe zi. Noi încercăm să venim cu un curs care să răspundă nevoilor participanților, adică cei care se duc la servici să poată să participe câteva ore în cursul zilei și la acest curs. Scopul acestui curs este să vă ajute să vă pregătiți, să faceți un plan de afaceri. Planul de afaceri urmărește metodologia de concurs, un concurs prin intermediul căruia noi selectăm cele mai bune planuri de afaceri în vederea acordării unei finanțări. Și ajungem la sfârșitul primei etape. După ce se termină etapa aceasta de formare profesională, se organizează un concurs de selecție a planurilor de afaceri, adică cele mai bune planuri de afaceri, 43 la număr, vor putea primi o finanțare, o să vă spun exact și valoarea, eu știu valoarea în euro, dar de când s-a scris proiectul și până acum nu mai corespunde în totalitate. Undeva până în 30.000 de euro este finanțarea, o să vă spun și în lei imediat. Avantajul participării la acest curs, pe lângă faptul că învățați să faceți acest plan de afaceri și aveți șanse mult mai mari să faceți un plan bun, este că noi în cadrul proiectului suntem obligați să finanțăm decât 4 planuri care vor fi depuse de persoane care nu au participat la cursurile de formare în cadrul proiectului. Prin urmare, au un avantaj mult mai mare cei care participă la curs. Este o regulă generală valabilă în toate proiectele similare, nu numai în al nostru. Așa, am sintetizat un pic informațiile. Hai să ajungem la... Așa, uitați și suma, este vorba de 145.155 de lei, o sumă care poate să fie acordată dacă planul dumneavoastră va fi selectat. Nu este obligatoriu ca planul dumneavoastră să aibă această valoare. Poate fi mai mic sau mai mare. Dacă este mai mic, vă finanțăm fix valoarea pe care o cereți. Dacă este mai mare, numai atât vă putem acorda. Să vă spun un pic și despre metodologia de concurs, câteva informații. Și pe acesta o găsiți deja pe pagina proiectului
antreprenoriadesucces.ro. Ce pot să vă spun ca și o particularitate a proiectului pe care noi îl implementăm este faptul că organizăm mai multe etape de concurs. Astfel, să spunem așa, stabilim câte o alocare financiară pentru fiecare etapă și stabilim o listă cu primele 10 sau 11 planuri, în funcție de cum stabilim alocarea financiară. Deja am desfășurat două etape de selecție a planurilor de afaceri și mai avem încă una în implementare, în derulare în momentul de față. Prin urmare, dacă dumneavoastră doriți să participați la activitățile de formare din cadrul proiectului, veți avea posibilitatea să depuneți un plan în cea de-a patra etapă. Șansele sunt aceleași. Important e să fie un plan bun. Dacă nu este un plan bun, atunci nu ați fi avut șansă nici în prima etapă, nici în a doua, nici în a treia. Comisia care va evalua planurile de afaceri este o comisie externă. Este formată din specialiști din mediul de afaceri, din domeniul bancar, oameni care cunosc foarte bine ce înseamnă să gestioneze o firmă, persoane care au capacitatea să stabilească dacă o firmă are sau nu are un potențial de dezvoltare, dacă poate să fie o afacere viabilă din punct de vedere economic. Cred că acest lucru este foarte important și pentru noi ca echipă de proiect, că ne asigurăm că vom avea planuri bune în implementare, adică firme sănătoase, dar și pentru dumneavoastră, cei care veți depune aceste cereri de finanțare într-un fel. Pentru că există un fel de recunoaștere a faptului că ideea dumneavoastră de afaceri are potențiale, atunci riscul de faliment din cauza sau de insucces, să spunem așa, să nu folosim un cuvânt atât de dur, este mai mic, de a fi un insucces. Structura, normal că trebuie să aveți o structură a planului de afaceri. Această structură o găsiți deja în metodologia de concurs care vă prezintă modelul de plan de afaceri, dar pe care o veți asimila mai bine dacă veniți la cursurile noastre de formare. Formatorii noștri vor asigura o parte practică intensă, dacă pot spune așa, pentru curs, astfel încât să lucrați împreună cu formatorul în timpul cursului completarea unui plan de afaceri. De altfel, la sfârșitul cursului aveți și obligația să prezentați un draft, o propunere de plan de afaceri pe care îl veți prezenta și în fața comisiei de examen. De data aceasta aveți și o comisie de examen. Avem o viziune și o strategie, adică o descriere a afacerii pe care trebuie să o introduceți în planul de afaceri, cu clienții, cu rezultatele pe care vi le asumați și cu indicatorii, cu obiectivele pe care vi le propuneți. O parte în care vorbiți despre resursele umane pe care doriți să le implicați pentru realizarea planului de afaceri, să prezentați proiectul, adică unde se vor desfășura activitățile, care sunt activitățile pe care intenționați să le realizați pentru a înființa această firmă și pentru a vă desfășura, să spunem, primul an de activitate, investițiile pe care veți dori să le faceți, adică banii pe care vi dăm noi, pe ce anume îi veți cheltui, o analiză a pieței, adică dacă faceți, de exemplu, nu știu, o agenție de turism, să explicați de ce vreți să faceți, de ce este nevoie pe piață de o agenție de turism, există un potențial turistic în zonă, nu există, lucrurile care pot să îi ajute pe evaluator să înțeleagă de ce afacerea dumneavoastră ar avea sau nu succes. Și mai ales să nu uitați strategia de marketing, este foarte important pentru succesul unei firme, strategia de marketing. Dacă nu vă promovați și nu stabiliți foarte bine această strategie, veți avea dificultăți în a vă atinge obiectivele pe care vi le propuneți, adică un anumit profit sau o anumită cifră de afaceri. Vedeți cât de importantă e strategia de marketing, așa, da? Ok, costurile de operare, adică, ce v-am spus,
ce anume banii pe care îi primiți de la noi, îi veți primi de la noi, pe ce anume îi veți cheltui. Și măsuri de inovare socială, o să vă spun aici câteva vorbe scurt despre aceste măsuri. Este, să spunem așa, parte dintr-o strategie europeană. Toate proiectele europene cu finanțare europeană trebuie să includă niște măsuri care să promoveze acest concept de inovare socială. Este un concept relativ nou, inclusiv la nivelul Uniunii Europene, vorbim de undeva de 10 ani de zile doar. Ideea este în felul următor, ca să spun pe scurt. În momentul în care îți faci o afacere, obiectivul tău principal este profitul și este normal să fie așa, că nu facem ONG-uri, facem o firmă. O firmă cu profit este o firmă sănătoasă, e o firmă care are capacitatea să-și plătească datoriile către stat, o firmă care poate să-și plătească salariații, iar un antreprenor nu trebuie niciodată să-i fie rușine să recunoască că urmărește profitul. Acum, dacă noi facem profit și dacă oferim pe piață niște produse, niște servicii care vin să răspundă unor nevoi cu care comunitatea se confruntă, atunci înseamnă că facem inovare socială. Să vă dau un exemplu. Dacă, de exemplu, în regiune nu există o grădiniță particulară care să funcționeze și pe timpul verii, și nevoia de a avea o grădiniță unde să-ți duci copilul pe timpul verii, cred că toată lumea o are, dar puterea de cumpărare a acelui produs este mică, pentru că nu oricine își permite să-și ducă un copil la o grădiniță particulară, cu toate că ar prefera, în loc să stea cu bunicii sau poate chiar are mari dificultăți în a-l lăsa cu cineva copilul, dacă dumneavoastră ați avea o idee de afaceri, să faceți o grădiniță particulară care să funcționeze pe timpul verii și stabiliți un parteneriat cu un consiliu local sau cu o instituție care să vină să vă sprijine în acest demers, faceți inovare socială. Ați integrat în afacerea dumneavoastră o măsură concretă de inovare socială. Pentru că o parte din, să spunem, costul acelui serviciu este suportat de persoana care își trimite copilul, dar o parte poate că este suportată de o altă instituție. Sau poate dumneavoastră aveți capacitatea să lansați pe piață două produse. Unul care se adresează persoanelor cu venituri normale și unul cu cost mult mai mic persoanelor care au venituri mult mai modeste sau care sunt, eu știu, familii monoparentale sau cu mai mulți copii. Și atunci faceți inovare socială pentru că ați descoperit o idee de business care răspunde nevoilor cu care se confruntă într-adevăr comunitatea. Iar măsurile pot fi multiple. Eu v-am dat decât un mic exemplu. Dacă veniți la curs, o să aflați mai multe posibilități. Măsurile privind implementarea soluțiilor privind tehnologia informațiilor și comunicațiilor. În ziua de azi, nimic nu se mai poate face fără tehnologie, aproape nimic. Și dumneavoastră ați venit aici prin intermediul Facebook-ului. Gândiți-vă, o firmă, dacă nu implementează o măsură de genul acesta, este aproape ruptă de realitate, nu? Dacă faceți o agenție de turism și dați posibilitatea oamenilor să-și facă rezervările prin intermediul unei platforme online, ați integrat o măsură de genul acesta. E un răspuns, un exemplu cât se poate de simplu. Evident că pot fi anumite idei de afaceri care poate nu pot integra toate aceste măsuri, dar măcar una, două dintre ele sigur veți putea. Mai avem și măsurile privind dezvoltarea durabilă și măsurile privind tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficiente din punct de vedere energetic și al resurselor. Le prezint împreună pentru că, din punctul nostru de vedere, și această tranziție către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon face parte tot din acest concept al dezvoltării durabile, care, pe scurt, înseamnă așa, o firmă trebuie să fie responsabilă atât din punct de vedere economic, dar și din punct de vedere al protecției mediului și din punct de vedere social.
Adică, dacă faceți o politică de resurse umane corectă, dacă dați șanse egale la angajare pentru toată lumea, sunteți responsabili din punct de vedere social. Dacă în produsele pe care le puneți pe piață țineți cont un pic și de protejarea mediului înconjurător, atunci ați integrat o măsură de acest gen. De exemplu, să spunem că sunteți o firmă de consultanță care are un impact atât de mic asupra mediului, dar îl are. Dacă dumneavoastră instalați niște becuri cu LED, care știm sunt mai scumpe, dar care în timp aduc o economie foarte importantă în factura de electricitate, pentru că au un consum mult mai mic și o durată de viață foarte mare, atunci ați făcut o măsură de dezvoltare durabilă sau o măsură de tranziție către economia cu emisii mai scăzute. Dacă ați fi o pensiune și v-ați instala niște panouri fotovoltaice, sunteți o măsură concretă în care v-ar aduce și noastră niște bani în buzunar, chiar dacă asta presupune să faceți o investiție inițială, dar ar aduce și un avantaj comunității, mediului, nouă tuturor sau, mai bine spus, copiilor noștri. Aceste măsuri vă recomand, dacă doriți să mergeți să depuneți acest plan de afaceri, să cereți această finanțare, să încercați să le abordați pe toate, pentru că șansele de câștig sunt mult mai mari. Mult mai mari, o să vedeți, în metodologie există și grila, vedeți pe ce anume se acordă punctaje. Iar pe aceste măsuri veți primi punctaje suplimentare. Nu sunt greu de atins și vă vor aduce efectiv niște beneficii din punct de vedere economic, dacă le gândiți bine de la bun început. Mai mult decât atât, în a doua etapă a proiectului, veți fi monitorizați pe modul în care implementați planul de afaceri, inclusiv aceste măsuri. Dar veți beneficia și de sprijinul echipei de proiect, care vă va ajuta pe toată durata acestui proiect în implementarea planului de afaceri. Ceea ce este un lucru foarte important, întrucât cei care au pornit în ale antreprenoriatului drumuri nu au avut întotdeauna aceste oportunități. O finanțare nerambursabilă și ajutorul unor experți în acest domeniu. Și proiecțiile financiare, categoric o altă secțiune din cadrul planului de afaceri, care este important și care este atârnă, să spunem, foarte greu în procesul de, foarte mult în procesul de evaluare. Așa cum am spus, acest plan face parte din metodologie. Câteva informații legate de comisie: sunt 7 persoane, din care cel puțin unul va fi un reprezentant al mediului de afaceri din regiunea Nord-Est. Principiile pe care le vor avea în vedere în selectarea planului este că nu vor fi finanțate două sau mai multe planuri de afaceri care sunt propuse de persoane diferite, dar care sunt identice, iar aici înseamnă că să nu copiați unul de la celălalt. Nu înseamnă că nu puteți să veniți mai multe planuri pe același cot caen, adică dacă veniți 7 planuri cu grădinițe și într-adevăr se justifică că pe piață există o cerere atât de mare, puteți foarte bine să câștigați. Deci nu ne referim la acest aspect, să nu existe un grad de asemănare foarte mare între ideile de, între planurile de afaceri. Într-adevăr, planurile de afaceri trebuie să reflecte realitatea segmentului de piață. Deci este foarte important să faceți acea analiză de piață foarte bine pentru a convinge juriul că, într-adevăr, este o idee care merită finanțată. Aici este o excepție, planurile de afaceri tip franciză, care pot fi finanțate în cadrul acestui proiect și care normal că au un grad de asemănare, un nivel de asemănare mai mare, întrucât este impus de cel care vă acordă franciza să mergeți după un anumit tipar. Așa cum v-am spus, noi avem mai multe etape, dar în cadrul fiecărei etape sunt iar două etape: etapa de selecție, etapa de verificare administrativă și cea de verificare tehnică și financiară.
Adică etapa administrativă este dacă sunteți eligibili, dacă prezentați toate documentele, astfel încât să fiți eligibili pentru a primi finanțarea la sfârșit, și cea tehnică și financiară este practic evaluarea planului de afaceri propriu-zisă. Asta v-am spus. De ce mai puteți beneficia în cadrul proiectului? Dacă, să spunem, ați participat la curs, ați depus și un plan de afaceri și sunteți printre norocoșii câștigători, în cadrul proiectului vom organiza câte un stagiu de practică. Adică veți merge undeva la 42 de ore sau 40 de ore în cadrul unei alte firme care are un obiect de activitate similar cu ce ați avut dumneavoastră în planul de afaceri, pentru a vedea efectiv cu ce se confruntă o firmă similar. Eventual, veți avea posibilitatea să vorbiți cu fondatorul acelei firme, să vedeți cu ce s-a confruntat el la data la care a înființat acea firmă. Ce anume a făcut pentru a asigura succesul acelei afaceri, ce anume ați putea să faceți dumneavoastră diferit, sau pur și simplu să aveți ocazia să vă corectați anumite lucruri pe care le-ați gândit poate și vedeți că nu ar funcționa, sau care, eu știu, le-ați scris în planul de afaceri și care ar putea fi îmbunătățite. Atenție că nu puteți să modificați planul major, că modificați unele lucruri care nu aduc atingere obiectivelor și indicatorilor pe care vi-ați propus, sunt permise. Dar să nu puteți să vă schimbați ideea de afaceri, nu puteți să faceți modificări majore. Deci e foarte util acest stagiu de practică și cred că reprezintă și o noutate în domeniul acesta al înființării de firme, pentru că este pentru prima dată când avem un call, un apel pentru propunere de proiecte, scuzați-mi englezismul, din păcate ne invadează, care prevede și acest ajutor pentru viitorii antreprenori, un stagiu de pregătire. Avem așa un mix, un program integrat, formare, finanțare, avem și consultanță ulterior, plus acest stagiu de pregătire. Chiar este un program interesant. 40 de ore avea stagiu de practică, l-am confundat cu programul de formare. Camera de Comerț și Industrie Neamț, inclusiv noi, Innova Project Consulting, vom intermedia, vom facilita identificarea acestor firme. Nu va fi așa o obligație pentru dumneavoastră să găsiți aceste firme. Veți fi coordonați categorii pe perioada desfășurării stagiului și veți avea și un mentor care va fi selectat, propus de firma care vă primește în stagiu. Normal va fi și un cai de practică și un raport. În cazul în care veți fi printre câștigători, stagiul de practică va fi făcut până la sfârșitul acestui an. După cum vedeți, această activitate, cu tot ce v-am spus eu, partea de formare, selecția planurilor de afaceri și stagiul de practică, trebuie să se implementeze până la data de 14 ianuarie 2019. Etapa a doua este implementarea planurilor de afaceri. Este etapa care debutează începând de anul viitor și este etapa în care efectiv veți primi banii. În cadrul acestei activități veți beneficia de niște ședințe de consiliere și consultanță individuală, adică vă veți întâlni cu experții din cadrul proiectului care vă vor da sfaturi, vă vor da anumite recomandări, veți lucra împreună cu ei fix pe planul pe care tocmai l-ați câștigat, să spunem, a cărui finanțare ați câștigat-o, astfel încât să puteți să integrați eventualele concluzii de la stagiul de pregătire sau pur și simplu specialiștii care vă pot ajuta să vă îmbunătățiți ideea de afaceri. În această etapă sunteți încă persoane fizice. Firma nu a fost înființată, sunteți decât câștigători ai finanțării pentru o idee pe care ați transpus-o într-un plan de afaceri, dar nu ați înființat încă firma, da? După ce se termină această etapă de consultanță și mentorat, vom organiza un eveniment de o zi în care veți
vă veți întâlni cu toți cei 43 de câștigători. Inițial nu veți avea voie să faceți afaceri între dumneavoastră, între firme, dar această restricție este valabilă doar pe durata acestui proiect. Pe viitor, adică după ce se finalizează proiectul, veți putea să lucrați cu ceilalți. Veți putea, ideea este să vă cunoașteți acum și să vedeți pe viitor dacă ați putea să creați niște sinergii, să vă creați niște parteneriate care să vă ajute. Și mai mult decât atât, parteneriatul este să ajute să creeze un obicei. Antreprenorii trebuie să lucreze împreună. Să nu vă vedeți concurenți, ci să vedeți exact de fiecare dată care sunt obiectivele comune pe care le puteți rezolva împreună, astfel încât dacă e bine și colegului meu, sigur îmi va fi și mie bine. Și să concurați pe piață la calitatea produselor pe care le furnizați. Aici normal că vom facilita și întâlnirea cu tot felul de instituții din zonă care ar putea să vă ajute în implementarea activităților. Ok, după ce se finalizează și această activitate de organizare a evenimentului, vom începe activitatea de înființare a firmelor. Nu degeaba avem partener Camera de Comerț, este instituția care vă poate ajuta cel mai bine să înființați aceste firme, adică să pregătiți dosarul de înființare, tot ce înseamnă din punct de vedere juridic, din punct de vedere legal, astfel încât să puteți să depuneți dosarele complete. Ce trebuie să știți? Așa cum v-am spus de la bun început, afacerea pe care o înființați, firma respectivă trebuie să aibă sediul social, dar și punctele de lucru în mediul urban, într-una din localitățile de dezvoltare din regiunea Nord-Est. Sprijinul pentru implementare, adică finanțarea efectivă, se va acorda după ce veți obține toate documentele necesare pentru a putea să vă desfășurați activitatea. Atunci, gândiți-vă foarte bine la o idee de afaceri care să vă permită dumneavoastră să fiți funcțional într-un timp cât mai scurt. Dacă vă duceți la Registrul Comerțului și înființați acum un SRL, pe lângă documentele pe care le depuneți, dovada sediului social și așa mai departe, veți completa și o declarație pe propria răspundere că îndepliniți condițiile de mediu, de PSI, de, eu știu, protecția muncii. Aia înseamnă că vă asumați dumneavoastră răspunderea asupra acestui lucru. Și atunci puteți să vă demarați activitatea. E mai dificil dacă activitatea noastră ar necesita, de exemplu, o autorizație de mediu, dar autorizația de mediu sunt pentru alt fel de activități. Nu cred că e cazul să discutăm despre acest lucru. Exact ce vă spuneam, acea declarație pe care trebuie să o dea administratorul prin faptul că își asumă că își va obține toate avizele și autorizațiile în cazul în care nu le poate obține în imediat. Condiția este să fiți asociat majoritar, adică dacă dumneavoastră ați participat la concursul de selecție a planurilor de afaceri, aveți obligativitatea să fiți acționar majoritar. Puteți să aveți și pe altcineva asociat din afară, soțul, soția, un copil, dar dumneavoastră trebuie să fiți asociatul majoritar și să fiți administratorul firmei pe care o înființați. Acest lucru înseamnă că dacă aveți o altă firmă, nu aveți voie să fiți asociat unic într-o altă firmă, pentru că nu ați putea să mai fiți asociat într-o altă firmă, dar în același timp nu aveți voie să fiți asociat majoritar într-o altă firmă. Doar în această firmă aveți posibilitatea să fiți asociat. Adică dacă aveți 40% într-o altă firmă, nu este nicio problemă. Ok. Exact ce v-am spus, nu trebuie să fiți asociați majoritar în structura altor societăți. Și de asemenea, nu puteți să fiți administrator, asociat, reprezentant legal sau angajat în mai mult de o firmă care este înființată în cadrul acestui program,
nu a acestui proiect. Adică, dacă dumneavoastră ați înființat o firmă în cadrul proiectului nostru, nu puteți să vă duceți să vă angajați la, eu știu ce, vecin, care a câștigat și el finanțarea unui plan, dar în cadrul altui proiect. Deci vorbim de alt program, da? Ajutorul de minimis, așa se numește această finanțare pe care o primiți, nu o primiți dumneavoastră ca persoană fizică, o primește firma pe care o înființați. Dumneavoastră ați aplicat la concurs ca persoană fizică, planul a fost selectat, Camera de Comerț și cu Innova vă ajută să vă înființați firma, după ce s-a înființat firma, se semnează un contract de subvenție între firma dumneavoastră nou înființată și Camera de Comerț și Industrie Neamț pentru a vă da acești bani. Banii se vor acorda în două tranșe. Nu trebuie să-i anticipați dumneavoastră, da? Deci, această subvenție de 145.000 se acordă în două tranșe, după cum vă spuneam. Una de 75%, pe care o primiți imediat după ce ați semnat contractul de subvenție. Poate să dureze o săptămână, două, trei, pentru că banii vin de la Ministerul Fondurilor Europene către Camera de Comerț și Camera de Comerț virează către dumneavoastră. Deci poate să dureze o scurtă perioadă, pentru că sunt niște documente care trebuie pregătite. Pentru dumneavoastră nu e suficient decât să semnați contractul de subvenție și, evident, să vă deschideți un cont ca să putem să vă vină bani. 75% din valoarea subvenției o primiți, așa cum am spus, ca un fel de prefinanțare, da? O plată în avans, și o tranșă finală, diferența de 25%, care o veți primi după ce veți face dovada că ați realizat venituri din activitatea curentă de minim 30% din valoarea tranșei inițiale. Adică dumneavoastră aveți la dispoziție undeva la 11-12 luni să cheltuiți banii pe care îi primiți, acei 75%. Da? Pentru a putea primi și diferența, trebuie să aveți o cifră de afacere, adică trebuie să nu să faceți profit, să faceți venituri, adică înseamnă că activitatea noastră trebuie să existe și să înceapă să producă. Prin urmare, dumneavoastră aveți tot interesul ca acei bani pe care noi vi dăm ca și o prefinanțare să-i folosiți pentru a vă porni activitatea cât mai repede. Dacă vă faceți, de exemplu, o brutărie, cu banii pe care îi primiți, vă amenajați spațiul dacă nu este amenajat, îl închiriați dacă nu-l aveți, vă achiziționați utilajele de care aveți nevoie și vă angajați oamenii. Astfel încât, în termen de 4-5 luni, dumneavoastră deja să începeți să vindeți. Atunci, aceste venituri, dacă ar fi să calculăm, ar trebui să aveți undeva pe lună, cred că aproximativ, venituri de 3.000 de lei pentru a putea îndeplini această condiție. Dacă nu vă atingeți aceste venituri de 30%, nu mai primiți diferența. Dar nu trebuie să dați banii înapoi pe care i-ați primit. Condiția este să nu-i furăm. Asta e, adică e destul de simplu. Și să ne respectăm ce ne-am scris în planul de afaceri. Adică dacă eu am scris în planul de afaceri că voi angaja 4 oameni și voi face o cifră de afaceri de, nu știu, 10.000 de euro sau 20.000 de euro și voi avea și un profit de 200 de lei, să spunem, atunci trebuie să ating acei indicatori. Dacă nu-i ating și dacă fac o fraudă, adică folosesc banii pe altceva decât am scris în acel plan, numai atunci dau banii înapoi. Da? Deci, dacă, să spunem, ajungeți în situația în care nu realizați aceste venituri de minim 30%, nu sunteți nevoiți să dați banii înapoi pe care i-ați primit. Dar eu vă spun așa, dacă comisia care v-a evaluat planul, v-a evaluat acel plan corect, înseamnă că dumneavoastră veți reuși să îndepliniți această condiție foarte ușor.
Pentru că asta înseamnă că este o afacere de succes. Da? Deci, atenție, nu vorbim de profit, ci de venituri, adică cifra de afaceri. Trebuie să vindeți. Și să nu-mi spuneți că dacă vă faceți o brutărie, nu reușiți să vindeți de 3.000 de lei, să spunem, pe lună, sau dacă vă faceți o grădiniță, nu aveți încasările astea, sau eu știu ce altă afacere. Da? Asta calculată la o subvenție maximă, dar poate vă faceți o afacere mai mică, nu neapărat pe suma maximă. Așa cum v-am spus, este o condiție pe care nu am impus-o noi, au impus-o, să spunem, primii finanțatori, guvernul negociat cu o condiție negociată cu Comisia Europeană, faptul că aceste firme nu pot colabora între ele pe durata acestui proiect. Da? După ce se termină proiectul, adică după ianuarie 2020, puteți să faceți această colaborare. Nu mai există niciun fel de restricții. Veți fi monitorizați pe toată durata acestui proiect, cât veți înființa, cât veți avea aceste firme. Și anume, ajungem practic în etapa a treia de monitorizare a firmelor, în care noi practic nu venim neapărat să vă controlăm, ci pur și simplu venim să vă ajutăm. Venim la sediul dumneavoastră, vorbim cu dumneavoastră, dacă nu în fiecare zi, măcar în fiecare săptămână, vă cerem niște rapoarte, vă întrebăm dacă aveți probleme. Important este să existe această colaborare și să ne vedeți nu ca pe niște dușmani, ca pe niște oameni care doresc să găsească ceva în neregulă, ci din contră, ca pe niște parteneri. Rolul nostru este să ne asigurăm că nu faceți ceva greșit. De aceea facem aceste activități de monitorizare. Prin urmare, pe toată această etapă în care noastră implementați aceste planuri de afaceri, noi ori venim pe la dumneavoastră, ori puteți să veniți dumneavoastră pe la noi, sediul proiectului este în Camera de Comerț, dacă la București este mai greu să veniți, la Neamț. Veți trimite niște raportări, veți avea un ofițer de monitorizare, o persoană de contact cu care veți putea vorbi. Exact. Și monitorizarea va fi și din punct de vedere financiar, și din punct de vedere tehnic, dar și din punct de vedere al acelor măsuri de care am vorbit, inovarea socială, dezvoltarea durabilă. Normal că aici rolul nostru este să ne asigurăm că dumneavoastră veți atinge acei indicatori, pentru că nimeni nu vrea ca dumneavoastră să fiți în situația de a da banii înapoi. Vă spun sigur că nici noi, nici statul român, nici Comisia Europeană nu vrea ca beneficiarii de aceste fonduri europene să dea bani înapoi. Pentru că asta înseamnă o bilă neagră pentru toată lumea, unu, și a doua înseamnă bani necheltuiți. Și atunci chiar toată lumea are acest interes, prin urmare toate măsurile pe care noi le luăm în cadrul proiectului este să vă asigure pe dumneavoastră că faceți corect, că ați înțeles corect regulile jocului. Da? Și credeți-mă că regulile jocului sunt destul de complexe, dar nu așa de neînțeles. Ce v-am spus? Acum să vă mai dau câteva informații despre schema de minimis, adică mai multe informații legate de anumite condiții pe care trebuie să le știți. Ce vă spuneam este că acest program se implementează în toată regiunea, în toată România, în toate regiunile. Există pe fiecare regiune un anumit număr de proiecte care fac efectiv același lucru, mai puțin regiunea București-Ilfov, care are un PIB suficient de mare și atunci nu mai este eligibilă pentru aceste proiecte. Întreprinderile numare trebuie să fie legal constituite în România și să-și desfășoare activitatea în România. Normal, dacă trebuie să vă înființați în regiunea Nord-Est, n-aveți cum să faceți altceva. Dacă vreți să fiți reprezentantul legal al firmei și normal, dacă veți înființa dumneavoastră firma, veți trebui să fiți reprezentantul legal, atunci nu trebuie să fiți în această situație, adică să nu fi fost condamnat în ultimii 3 ani din motive profesionale sau etic-profesionale. Și e și o chestie de principiu, nu poți să dai bani unui om care a avut o problemă fix pe meseria lui, nu? Și asta înseamnă că nu e un bun profesionist.
De asemenea, să nu fi fost condamnat pentru fraudă, corupție sau, știu, organizații implicate în organizații criminale, activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale comunității europene. Și să nu furnizați informații false, adică să nu mințiți în documente, în declarații. Eu cred că asta e o condiție de bun simț, nu este ceva deosebit. Și, de asemenea, să fiți direct responsabili de pregătirea și implementarea planului de afaceri și să nu acționați ca un intermediar, adică să nu subcontractați activitățile pentru care ați primit finanțarea altcuiva. Efectiv, dumneavoastră, firma dumneavoastră să le înființeze cu resursele proprii. Sinceră să fiu, nu aveți cum să fiți în această situație, pentru că vorbim de o firmă nouă înființată, care nu a apucat să mai primească alte ajutoare de la stat. Prin urmare, nu ați avea cum să fi fost condamnat, pentru că asta, condamnarea se dă pe firmă, că condamnat, mă rog, că nu există o decizie de recuperare a unor fonduri similare. Nu aveți cum să fiți în această situație, fiind o firmă nouă înființată. Acum, pentru ce nu se acordă acest ajutor? Nu se acordă întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii, deci nu vă gândiți la o idee de afaceri în acest sector. De ce? Pentru că există un fond special care finanțează genul acesta de afaceri. Să nu vă gândiți la o afacere în domeniul producției primare de produse agricole. Da? Producția primară de produse agricole este finanțată prin PNDR. Este un alt program care finanțează acest gen. Dar dacă, de exemplu, doriți să vă faceți o fabrică care realizează compoturi și compotul este un produs agricol, există o anexă la tratatul de aderare care prezintă toate produsele agricole, dar nu e un produs primar. Dacă v-ați face o livadă din care se face ulterior, da? Deci, livada nu este eligibilă, compotul, dacă vreți să-l pregătiți, este eligibil. Dar atunci există o condiție și o să vă explic mai departe. Vă încadrați aici, trebuie să aveți grijă aici. Adică, dacă vă desfășurați activitatea în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole și veți fi în această situație, de exemplu, dacă faceți o fabrică de compot, banii pe care îi primiți de la noi nu aveți voie să-i dați pe materia primă, adică pe prunele respective, să spunem, pentru că ăla este un produs agricol. Și atunci ați fi în situația aceasta, adică ați transfera parțial sau integral ajutorul pe care îl primiți de la noi, dumneavoastră ca firmă, și îl veți transfera către producătorul primar, pentru că, de fapt, cel care va beneficia efectiv de finanțare este cel care produce prunele, da? Dar atunci v-ați putea cheltui banii pe linia de producție, pe borcane, pe altceva, dar nu pe prune, da? Ok. Și primul punct se referă atunci când aveți, e vorba de un... vă condiționați ajutorul de un tarif fix sau de o cantitate. Vindeți decât la un anumit produs sau, eu știu, nu este cazul. Deci nu aveți cum să ajungeți în situația aceasta. La fel, nu se poate acorda finanțarea pentru activitățile legate de export către țări terțe sau țări membre și acest lucru înseamnă că noi încercăm să dezvoltăm economia locală, da? Nu exportul, da? Așa, și de asemenea, nu se pot finanța firmele care condiționează utilizarea preferențială a produselor naționale față de cele de import. Asta nu înseamnă că nu puteți să folosiți în afacerea dumneavoastră produse de naționale, da? Produsele locale, este și indicat să le folosiți. Dar să nu existe o condiționare preferențială a acestui lucru. De asemenea, nu se aplică ajutorul pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri. Ar fi și dificil pentru că valoarea este destul de mică și nu ați avea cum
fizic cum să faceți, nu ar fi suficient ca să achiziționați un tir sau, eu știu, un camion. Așa, și mai sunt câteva limitări, asta ca să le știți. De exemplu, firmele care vor avea un obiect de activitate care se încadrează în secțiunea G, adică comerțul cu ridicata, cu amănuntul, repararea autovehicolelor și motocicletelor și întreținerea și repararea autovehicolelor, nu că nu puteți să faceți genul acesta de afaceri. Veți putea face, numai că aici concurența va fi un pic mai mare, pentru că noi suntem condiționați. Și anume, nu putem să acordăm finanțare dacă aceasta depășește 20% din numărul total al planurilor de afaceri. Deci din 43 de planuri, decât 20% putem să finanțăm genul acesta de afaceri. Și atunci, le putem finanța, dar înseamnă că trebuie să aveți planurile foarte, foarte bune, pentru că locurile sunt mai limitate. Exact. Așa cum v-am spus, numărul de persoane care pot beneficia de o finanțare a planului de afaceri și nu au participat la un program de formare în cadrul proiectului nostru, există această limitare, nu putem să acordăm mai mult de 10%. Asta înseamnă că decât 4 planuri putem să finanțăm dacă vor fi depuse de persoane care nu au participat la curs. Dumneavoastră, dacă nu doriți să participați la curs, puteți să vă înscrieți la concurs, dar atunci să știți că sunt decât 4 locuri. Veți concura doar pe 4 locuri, nu pe un număr mai mare, da? Dar nu este imposibil și planurile acelea trebuie date. Ce mai aveți ca obligativitate? Trebuie să angajați minim 2 persoane. Pentru că unul dintre obiectivele acestui program este să ajute la crearea de noi locuri de muncă în zonele în care se implementează afacerea. Una dintre aceste persoane puteți fi dumneavoastră. Dar gândiți-vă foarte bine, dacă dumneavoastră vreți să vă faceți un salon de înfrumusețare și îl faceți pentru că sunteți pasionată de acest domeniu, dar nu aveți calificarea necesară și nici abilitățile respective, mai bine angajați 2 oameni care sunt profesioniști și dumneavoastră, mai bine nu vă luați un salariu, dar vă asigurați că afacerea va fi profitabilă și veți avea încasări ca să puteți să susțineți afacerea și după ce se termină subvenția. Da? Salariile acestor oameni pot fi finanțate din banii pe care vi dăm. Prin urmare, dacă faceți salonul acela de înfrumusețare, puteți să faceți o mică amenajare a spațiului, să închiriați spațiul respectiv, să achiziționați toate obiectele de care aveți nevoie de mobilier, eu știu ce alte instrumente, vopseluri și alte lucruri, da? Și puteți să și certificați oamenii, puteți să-i trimiteți la cursuri, dacă doriți să investiți, inclusiv dumneavoastră, nu? Puteți să faceți acest lucru, dacă nu aveți. Puteți să angajați și mai mult de 2 persoane. Mare atenție, în schimb, la salariile pe care vi le stabiliți. De ce? Pentru că, e adevărat, puteți să vă puneți salariile mai mari, mai ales dacă, să spunem, nu e genul de afacere care să necesite o investiție în lucruri concrete, în echipamente foarte mare. Și atunci mergeți pe resurse umane. Dar dacă vă stabiliți un salariu mai mare, după acel 12 luni de funcționare, aveți o perioadă de 6 luni în care noi trebuie să mențineți investiția. Adică după ce s-au terminat banii pe care noi vi-am dat, noastră trebuie să aveți capacitatea cu banii pe care i-ați făcut și pe care îi veți face să vă susțineți afacerea, adică să vă susțineți cheltuielile, da? Și locurile de muncă pe care le-ați creat. Și atunci, dacă puneți salariile foarte mari și nu veți avea venituri suficiente în următoarele 6 luni, atunci veți avea dificultăți în a vă menține firma. După
ce se termină cele 6 luni de monitorizare a perioadei de menținere a investiției, puteți să faceți ce vreți. Ideal este ca firma să crească și să aveți capacitatea să mențineți în continuare acele locuri de muncă, poate chiar să angajați și alte persoane. Afacerile se finanțează nu ca să dispară peste 2-3 ani, ci din contră, să se crească și să dezvolte pentru că e interesul pentru comunitate. Exact ce vă spuneam, asigurarea funcționării, perioada de sustenabilitate de 6 luni în care trebuie să mențineți investiția. Nu puteți să vindeți firma, da? În toată această perioadă. Să vă respectați obiectivele, exact ce v-am spus, dacă spuneți în plan că veți angaja 2 oameni, să îi angajați, dacă ați spus că veți avea o cifră de afaceri, să o atingeți și atunci trebuie moderație când vă faceți planul și vă stabiliți aceste obiective. Să aveți o evidență detaliată pe ce cheltuiți banii și atunci aici este și rolul nostru să vă ajutăm să faceți acest lucru, să știți ce anume trebuie să completați, ce hârtii. Veți fi destul de ocupați ca și administratori ai firmei. Așa. Această evidență trebuie să conțină toate informațiile de care ar avea nevoie un auditor ca să vadă că dumneavoastră ați cheltuit banii pe ceea ce trebuia. Adică dacă faceți achiziții, să aveți acolo 3 oferte ca să demonstrați că ați luat oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic, nu neapărat cea mai ieftină, nu? Cea mai bună pentru dumneavoastră. Și eu știu toate evidențele contabile pe care sunteți obligat oricum să le aveți conform legii. Să raportați către administratorul schemei, care este Camera de Comerț, și către noi, tot ceea ce ați făcut. Adică, dacă vă dăm bani, avem și dreptul să vă întrebăm ce faceți cu ei și dumneavoastră nu trebuie să ne închideți ușa sau să nu ne răspundeți la telefon, pentru că vom fi un parteneriat. Nu avem ce să facem, ca o familie, pentru o perioadă mai scurtă de timp. Și bineînțeles că aveți obligația să restituiți această finanțare în cazul în care nu vă respectați condițiile de acordare, adică dacă nu v-ați îndeplinit obiectivele, exact condițiile de care v-am spus eu, și atunci să știți că trebuie să-i dați înapoi cu dobânda aferentă. Și îi dați înapoi nu către noi, ci către statul român care vi-a dat până la urmă. Și bineînțeles că trebuie să permiteți publicarea datelor legate de firma dumneavoastră pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene. Mai avem decât câteva informații să vă spunem pe ce ați putea să cheltuiți bani. Cred că e destul de interesant și acest lucru. Și anume, aveți cheltuielile cu salariile, ce vă spuneam, capitalul social pentru înființarea unei SRL este de 200 de lei și este singura cheltuială pe care trebuie să o suportați dumneavoastră, pentru că e capitalul social, e o cheltuială cu care veniți dumneavoastră, aceea nu este de contabilă, da? Desigur, contribuțiile către stat aferente acelor salarii sunt eligibile. Cheltuielile cu deplasarea personalului, în cazul în care este nevoie de acest lucru. Cheltuieli pentru cazare, la fel, dacă e o deplasare, aveți cheltuieli cu cazarea, cu diurna, cu transportul persoanelor, adică dacă trebuie să vă duceți, nu știu, să încheiați un parteneriat, un contract important într-un alt județ, și atunci cheltuielile de deplasare sunt eligibile. Dacă aveți nevoie de diverse servicii de specializare, pentru care nu aveți expertiza necesară, contabil, notar, avocat, consultant, eu știu ce altceva de care ați avea dumneavoastră nevoie pentru realizarea planului de afaceri. Cheltuielile cu active fixe corporale, mai puțin nu aveți voie să cumpărați terenuri și imobile. Acest lucru nu este eligibil. Obiecte de inventar, materii prime și materiale, consumabile necesare, adică laptopuri, calculatoare, papetărie, instalații, eu știu ce alte aveți nevoie pentru realizarea mobilier sau eu știu ce altceva. Cheltuielile cu închirierea de sedii, inclusiv dacă vreți să faceți o afacere care necesită un depozit, deci dacă nu aveți voie să cumpărați imobilul, aveți voie să-l închiriați. Da? Cheltuielile de leasing,
fără achiziție. Aici vorbim de leasing operațional. Dar deja aici vorbim de o cheltuială care poate este o cheltuială, să spunem, viabilă din punct de vedere pentru firma dumneavoastră, decât dacă mergeți pe un contract de leasing operațional pe durată mult mai mare. De vorbim aici de 3-4 ani de zile. Dumneavoastră trebuie să cheltuiți banii în maxim 12 luni de când vii dăm noi. Deci nu prea aveți cum să luați un leasing operațional pentru o mașină. Utilitățile, adică dacă puteți să vă plătiți gaze, electricitate și alte utilități de care aveți nevoie pentru firmă. Servicii de administrare a clădirilor, dacă vă luați spațiu într-o clădire de birouri. Servicii de întreținere și reparare de echipamente și mijloace de transport, este iarăși o cheltuială eligibilă. Ce mai avem? Arhivare, amortizare, cheltuieli financiare și juridice, aici vorbim de comisioanele bancare. Dacă trebuie să vă conectați la internet, să creați un abonament, o rețea, sunt eligibile. Cheltuielile de informare și publicitate, normal, deci dacă aveți un buget de marketing, nu vă sfiți să stabiliți bani pentru a vă promova afacerea, pentru că puteți să faceți acest lucru cu acești bani europeni. Și alte cheltuieli, de exemplu, să vă cumpărați un soft, dacă afacerea dumneavoastră necesită acest lucru, un program, să cumpărați, eu știu, niște cărți sau aveți nevoie de niște brevete sau niște licențe de care, de exemplu, licența de franciză o puteți integra în această categorie. Normal că toate aceste cheltuieli trebuie să fie în strânsă legătură cu obiectul de activitate al firmei subvenționate. Cheltuielile acestea sunt categoriile de cheltuieli eligibile. Ele trebuie prinse în bugetul din planul de afaceri pe care îl veți elabora și trebuie să fie în strânsă legătură cu activitățile pe care le veți scrie în plan. De exemplu, dacă faceți acel salon de care vă spuneam, o activitate este achiziționarea de spațiului. Adică mă duc și fac un contract de închiriere. Este o activitate eligibilă pe care spun că o fac în luna întâi a planului. Dacă, și asta înseamnă cheltuielile de închiriere sunt eligibile. Achiziționarea mobilierului este o activitate care mă ajută pe mine să-mi pun pe roate această afacere. Asta înseamnă că costurile legate de achiziția mobilierului este o activitate eligibilă, este în strânsă legătură cu obiectul. Și așa mai departe. Toate aceste lucruri le veți învăța la cursul de formare și multe alte lucruri. Fiecare idee de afacere are propriile particularități și atunci împreună cu formatorul puteți să le clarificați astfel încât să aveți cât mai multe lucruri stabilite, clarificate pentru a putea depune un plan de afaceri. Cam atât. Astea sunt toate informațiile pe care mi-am propus să vi le transmit. Nu mai vorbesc de măsurile acestea pentru că v-am dat informația de la început. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Dacă nu le aveți acum, le aveți mai târziu, aveți datele de contact pe materialele pe care vi le-am dat și puteți să scrieți un e-mail, puteți să dați un telefon. Dacă vreți să participați la proiectul nostru, trebuie să vă grăbiți că nu mai sunt multe săptămâni de implementare pentru programul de formare și pentru depunerea unui plan. Vă rog. Cum să nu? Vă rog. Da. Ea este minoritară. Da. Majoritar. Da. Ea bănuiesc că nu poate fi asociată cu firma să participe la... Ba da, că nu este majoritar. Dumneavoastră nu puteți, că sunteți majoritar. Dar soția poate, da. Da. Este. Un exemplu, sigur, pentru că sigur ceilalți nu cred. Da. Dar un exemplu de afaceri. Ea ar dori, de exemplu, un ex DJ. Da. Muzică la petrecere, care o face destul de profitabil și în condițiile pe care le avem acum. Da. Dar pentru că ea dorește să aibă propria ei afacere. Da.
nu sub directorul care este aici. Da, da, da. Trebuie să fie independentă. Ar putea participa, da, la acest program? Da, dacă are peste 18 ani. Da, deci, și dacă este, se are domiciliu în regiunea Nord-Est sau reședința, deci locuiește aici, da? Păi înseamnă că trebuie ori să ia, dacă va dori, să mă consult, să vină ea, dacă nu, mă fac eu minoritar și o puneam și vin la dumneavoastră. Și sub aspectul televiziunii, pentru că chiar mă interesează și îmi place acest proiect pe care dumneavoastră îl aveți. Și poate prin intermediul televiziunii noastre vom reuși să atragem mai mult. Să atragem mai mult, să creăm un cum să aici la cum deci, să condiții este, condițiile sunt îndeplinite, așadar... Și sunt foarte simple. Și sunt foarte simple, exact. Problema este să vedem dacă e, mai sunt anumite aspecte și vom, o să ținem legătura. Cum să nu? Vă așteptăm cu drag. Greu. Ideea mi-aduce aminte televiziunea de într-un timp un ceva cu miliardarii, cu finanțări. Arena leilor, ceva de genul. Așa, așa. E că... Da. Deci în emisiunea aia am văzut decât, într-adevăr, o spicuire a lor să vadă ideile de afaceri. Finanțe, nu știu, că din Amai, deci, da, 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 era o emisiune, da, era cu totul și cu totul altceva. Ideea în sine, cam asta era. Da, da. Așa am văzut și aici. Cursurile, cine plătește cursurile? Sunt gratuite, sunt plătite de Comisia Europeană prin acest proiect, cofinanțate și de bugetul de stat. Și de noi, ca Innova, și noi cofinanțăm cu 5%. O să ajungă la impunere. Adică eu ca să vină, să mi-a dat banii, dar să fie bună. Tu vezi, numai de acolo poți să faci, numai de acolo poți să iei, numai de... Aveți de unde cumpărați produsele? Da. Nu, nu există. Nu știu ca să intru pe piață, deci să nu mi-a nu. Sau să nu poți să mă vindic bani, decât numai dacă iau produse dintr-un anumit loc sau... Nu. Nu, 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 nu. Nu aveți voie să luați, de exemplu, utilaje second hand. Sunt condiții generale care se aplică tuturor beneficiarilor de fonduri europene. Dar să vină cineva să vă spună trebuie să cumpărați de la firma X, nu există așa ceva. Deci nu există, nu aveți aceste limitări. Dacă vreți să cumpărați un echipament second hand pentru că este mai ieftin, acest lucru nu puteți. Oriunde în Uniunea Europeană, fondurile europene nu permit achiziționarea echipamentelor second hand. Dar să vină cineva să vă condiționeze, luați de la firma X sau de la domnul Y, nu există așa ceva. Nu, 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 nu există. Nu există așa ceva. Nu știu ce fac alții pe proiectele lor, dar pe proiectul nostru nu există așa ceva. De ce nu avem bani și nu știu ceva? Așa a fost negociat cu Comisia Europeană. Face parte dintr-o strategie națională pentru dezvoltarea capitalului uman. Nu, sunt alte programe. A fost, în urmă cu câțiva ani de zile, au fost niște proiecte similare care s-au adresat și mediului rural, dar acest program așa a fost negociat pentru dezvoltarea mediului antreprenorial și stimularea ocupării în mediul urban. Dar vedeți că accesul au și persoanele care au reședința în mediul rural. Da. Consultanța pentru ce? Pentru scrierea proiectului sau consultanța în etapa a doua de... În etapa a doua este vorba de o activitate de consultanță și de mentorat pe care v-am spus că se vor face și individuale și în sesiuni de grup care vor fi asigurate prin cadrul proiectului. Dumneavoastră, dacă intrați în cadrul acestui proiect, nu veți avea niciun cost. Totul este finanțat de Uniunea Europeană și inclusiv consultanța. Nu ne referim aici la consultanța pentru scrierea proiectului. Da, dumneavoastră participați la un curs și se presupune că veți avea competențele necesare să vă scrieți singur acest plan. Dacă doriți să cereți sfaturi de la un consultant, dar nu de la noi în calitate de partener, pentru că nu avem voie, sunteți liberi să faceți acest lucru, dar atunci sunt niște costuri pe care le suportați dumneavoastră. Referitor la restituire, în cazul faliment?
Păi, dacă nu vă atingeți obiectivele, atunci dați bani înapoi. Prin urmare, ar trebui dumneavoastră să dați faliment în primul an de activitate, ceea ce credeți-mă că este cam greu. E adevărat că vă asumați un risc, dar tocmai de aceea vă spun, este foarte important, pe de o parte, importantă ideea de afacere, modul în care dumneavoastră vă fundamentați acest lucru în planul de afaceri și pe partea cealaltă și evaluatorii care vor evalua planul. Eu nu cred că va fi cazul să dați faliment, pentru că cine evaluează știe foarte bine. Da. Da, dar dumneavoastră gestionați firma. Nu este imposibil să dați faliment. Dar este un risc pe care trebuie să vi-l asumați categoric. Gândiți-vă așa, fiecare antreprenor, sau o să învățați la curs, una dintre calitățile antreprenorului se numără și curajul. Curajul și de a ne asuma riscuri. Toți, exact, dar dacă în momentul în care ne asumăm acest rol, și credeți-mă că este un rol foarte greu, ne asumăm și riscul falimentului. Dar nu trebuie să-l aveți în minte. Trebuie să știți că există posibilitatea, dar să nu vă concentrați. Exact, exact. Și să știți, împreună cu colegul meu, Gaetano Cazale, în 2013 am luat decizia să facem această firmă. A fost în anul în care mi-am făcut și un copil și zic, dacă nu-l fac acum, când încă sunt, nu voi face niciodată. Și nu m-am gândit la insucces. M-am gândit decât trebuie să fac lucrul ăsta, să încerc. Și n-am avut un ajutor cu finanțare nerambursabilă. Mi-ar fi plăcut să-l am, dar nu l-am avut. Nu, este un risc pe care, într-adevăr, antreprenorul trebuie să și-l asume. E o poziție mai puțin confortabilă decât cea de angajat. Da. În concluzie, să înțelegem că cel care pune și obține câștigă acel concurs, nu în afară, eu știu, niște cheltuieli de pasare de la Piatra Neamț, deci nu cheltuiește bani pentru nu. Acest proiect. Nu, nu. Desigur, poate să vină cu o cofinanțare, dacă dorește, adică dacă planul lui de afaceri pe care îl are în minte are o valoare mai mare și are niște resurse proprii pe care vrea să le folosească, are această posibilitate, dar noi nu ne preocupăm de acei bani. Pe noi nu ne interesează ce faceți cu banii dumneavoastră. Pe noi ne interesează decât ce faceți cu banii pe care îi primiți de la noi. Banii, să înțeleg că tu faci investiția pentru ce dorești în firmă și abia tu, sigur, în condițiile pe care le-ați prezentat. Nu investim noi înainte, ci dumneavoastră ne dați banii pentru aceste lucruri. Da. Erau alte proiecte în care veneai tu întâi și primeai banii. Da, Startup Nation, de exemplu, da, este un program similar care a ajutat la... Deci, în acest program se primesc banii dacă proiectul a câștigat, da. A investit legal și corect în ceea ce ai nevoie, da. Deci e un program foarte bun. Este și este mult mai avantajos decât Startup Nation și din punctul acesta de vedere, faptul că nu trebuie să anticipați dumneavoastră banii. Acum pot fi situații extreme, nu s-a întâmplat, de ce să vă spun, în proiectul din 2015 pe care l-am implementat similar, în cazul în care, Doamne ferește, se întâmplă ceva la nivel de țară și bugetul rămâne fără bani și atunci nu au de unde să plătească, atunci să spunem că sunteți nevoiți să anticipați, dar situațiile acestea sunt extreme și probabilitatea apariției lor sunt extrem de mici. Dar, așa cum v-am spus, banii se dau în avans, adică după ce a semnat acel contract de subvenție cu Camera de Comerț, veți putea să primiți bani. Acum că durează o săptămână, două, trei, până când se face toată procedura, dar în mod normal asta este toată perioada pe care ar trebui să o așteptați. Restul nu anticipați dumneavoastră. Pe când la Startup Nation e altceva, da, exact. Care este primul pas? Astăzi ne-am întâlnit. Care este următorul pas? Noi, de exemplu, următoarea grupă pe care o formăm și dacă nu mă înșel, cred că este undeva începând cu 17, adică săptămâna viitoare, va fi la Iași.
În funcție de cum strângem grupele, participanții, organizăm cursul. Dacă reușim să strângem, așa cum v-am spus și la începutul discuției noastre, un număr suficient de mare de participanți aici în Onești, organizăm cursul aici. Dacă nu, până undeva, cred că în luna octombrie, vom forma o grupă pe Bacău. Deci, putem afilia, dacă nu se... Da, nu este nicio problemă. Da. Eu aș organiza o grupă și cu mai puțin oameni, dar așa cum dumneavoastră, când veți primi banii, trebuie să faceți dovada că îi cheltuiți pe ce a spus, și noi trebuie să îi cheltuim într-un mod rezonabil și să nu aruncăm banii Uniunii Europene. Da, exact, să nu facem risipă. Mulțumim. Cu plăcere, dacă mai aveți întrebări, dacă nu... Ne puteți contacta la telefon sau pe e-mail. Ok. Mulțumesc pentru prezență. Da.